49 de milioane de lei reprezintă suma pe care anul acesta Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui a avut-o la dispoziție pentru a achita către farmacii eliberarea de rețete compensate și gratuite. Fondurile au fost folosite în prima parte a anului și s-au subțiat pe parcurs. Suplimentările au fost făcute doar la creditele de angajament cu plata în anul 2010. Modul de distribuire a fondurilor în acest an a suferit însă modificări, ceea ce a dus la împovărarea farmaciilor mici. Nu există fonduri stabilite pe criterii, cum erau în alte perioade, în alți ani. Deci de la o lună la alta, fondul reducându-se, este normal că și repartizarea pe farmacii, la toate farmaciile, în mod uniform, se reduce. În această lună, dacă până în luna noiembrie consumul era de 4 milioane și 200, pentru luna decembrie, fondurile s-au subțiat, sunt în jur de 1.200.000 de lei. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Vaslui știu că fondurile nu sunt suficiente până la finele anului, însă cum valoarea lor este orientativă, se pare că vor supraviețui în fața crizei doar farmaciile mari. Dar și acestea eliberează doar medicamentele de pe stoc și asta deoarece furnizorii refuză să mai aprovizioneze farmaciile pe datorie. Dacă banii de la casa de asigurări nu o să fie decontați, probabil nu mai mult, nu mai rezistăm mult fără medicamente. Cele mai afectate rămân tot persoanele bolnave, ce își găsesc cu greu medicamentele și mai ales nu au banii necesari să achite valoarea integrală a medicamentelor. Sunt farmacii care nu eliberează, spun cu termina fondurile. Și căutați în altă parte. Căutați în altă parte. Am avut probleme, dar mi le-au dat până la urmă. Și cu banii cum vă descurcați, e greu? Potrivit. Banii pentru rețetele compensate și gratuite vor veni abia în primul trimestru al anului viitor, anunță Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui. Rămâne de văzut câte din cele 72 de farmacii din județ vor rezista până atunci.